Continuăm cu alte subiecte. Procuratura Anticorupție a venit cu o reacție după ce primarul Capitalei Ion Ceban a spus într-o înregistrare video că oamenii legii ar pregăti perchezitii la rudele apropiate ale acestuia, iar împotriva mamei sale, Eugenia Ceban, s-ar pregăti un dosar de trafic de influență încă din luna februarie. Mai mult, edilul îl învinuiește pe reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate că ar fi comandat cauza penală, fapt respins de formațiune. Într-un video pe Facebook, Ion Ceban a anunțat că astăzi mascații trebuiau să descindă la persoane apropiate lui, inclusiv la părinții săi. La 10 adrese a persoanelor apropiate mie, inclusiv părinților mei, toți acești 10 trebuie să aștepte show cu mascați. Show care este organizat în stilul clasic pe care l-am văzut în ultimii 2 ani de guvernare a acestei pseudos. Au ales să facă dosar penal din sursele pe care le cred, mamei mele, un dosar legat așa cu ața albă de un fel de trafic de influență. În reacție, Procuratura Anticorupție a anunțat că sursele edilului Capitalei Ion Ceban nu sunt credibile. Potrivit instituției, doar procurorii pot solicita autorizație de la judecători pentru percheziții. În comunicat se menționează că procurorii nu au solicitat sau autorizat percheziții la domiciliu sau biroul primarului sau la membrii acestuia de familie. Iar cât ține de declarația lui Ceban despre dosare la comandă, instituția menționează că procurorii sunt independenți și apolitici, iar aceștia au obligația și responsabilitatea să investigheze orice plângere, denunț și sesizare despre acte de corupție din partea cetățenilor, indiferent de statutul persoanelor vizate. Și Partidul Acțiune și Solidaritate a venit cu o reacție. Purtătoarea de cuvânt al formațiunii, Adriana Vlas, susține că afirmațiile lui Ceban sunt aberații și susține că PAS nu se va implica în actul de justiție.